Bună ziua, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi, deja am trecut calea ferată și mergem în câmp cu ATV-urile. Cu ATV-ul roșu și cu ATV-ul galben. Hai să mergem! Și ce geaună, pentru că motorul e bun cu el, pentru că da cadrul e bun. Hai să mergem! Gata, a doua. Mai așteptăm pe tati. De-abia am trecut calea ferată, vai de... E greu cu ATV-ul ăla roșu să treci calea ferată. Uita, a trecut și trenul. Uitați-vă la Marian Andrei, te cum să vedeți. M-am trecut calea ferată. Și greu am trecut calea ferată. Să vedeți. S-a mai aprit puțin. M-am aprins și noi. La Marian Andrei Tecuci, să vedeți. Și nu vedeți la mine, vedeți la el. Nu uitați de tombolă. Dar ce-a crescut iarba pe aici. Vai, le, când vă dați seama să vedeți atâta iarba acolo, când dacă mai mergem acum puțin, vedeți câtă iarba o să fie 100% plen, n-ai pe unde să treci. A crescut liliacul pe aici. A crescut liliacul pe aici. Ia uite, au crescut flori pe aici, liliac. Da. Dacă e mare ATV-ul ăla, nici nu are pe unde să treacă cu el. Pe aici, ce aici? E aici? Vai, să vă uitați la Marian Andrei Tecuci pe canal. Să vedeți ce am găsit aici în drumul nostru. În drumul nostru spre poligon. Vai, dar ce fum, la, ce praf lasă ATV-ul ăla. Deci, data viitoare, dacă mai mergem cu ATV-ul ăsta roșu, sau oricând mergem cu ATV-urile în câmp, am să-mi iau ochelarii aia de la cască. Ochelarii aia de la cască să-mi pun, să nu mai intre praful în ochi. Deci fiți atenți ce mi-a făcut. De asta faci, nu? Bine! Ia că m-am enervat, deja mă duc. Mă duc acum la el. De asta îmi face el mie. Bine. Nu mă păcălește că să mergem într-o parte, după o ia pe altă parte. Hopa! Văcuța Lola! Văcuța Lola! Vine Văcuța Lola, ia uite-o. Îți două. Hai să nu le deranjăm, să le lăsăm să mănânce acolo. A, dar de asta îmi face, mă lași acolo. Ce? Aaa, spini! Foaia, dar ce spini pe aici? Aaa, trebuie să avem grijă pe aici. Opa! Ce avem noi mai în față? Un maidanez! Vulpi, maidanez și ăla, e maidanez? Da, nu o faci nimic, cred. Ia uite. Nu o faci nimic. Bravo lui, băiat de treabă. Nota 10. Vai, dar ce-a crescut iarba pe aici. Opa, niște cioburi, ne intrăm în ele. Da. Ia uite ce a crescut pe aici,
rău, tot, toate alea. Ia, că vreau să mă urc sus. Să văd cum se vede de acolo, de sus, poligonul. Cu tot cu făcuța lua de acolo. Ia, că vreau să se urce pe dâmburi. Foalei, ți-a crescut iarba. Ia uite și alea două făcuți acolo. Crescut ca lumea iarba. Da, ca lumea a crescut pe aici iarba. Vas, ce-a crescut pe aici. Ia uite, tati. Se distrează și el pe acolo ca TV-urile. Ce mic pare de aici. Ia uite ca lumea se vede de aici. Bună, tati! Te distrezi? Ia, scobor și eu. Deci eu am rămas uimit. Ce fel se vede pe aici? Am auzit. Hai! Ia! Până cât ai? Băi, e liber. Vai, lei! Merg cu ăsta roșu, vai, lei! Și ca lumea e. Oh, dar ce fel întoarce? Ce fel întoarce ăsta? Așa, așa, așa. Dar ce fel întoarce, vai lei. Dar deodată eu am întors tare și deodată am întors. Vai lei. E ca lumea asta. Cu ambreia jos ăla, ca altfel. Aici merg încet, că e drumul abrupt și aici e prăpastie jos, în dreapta. Ia, că aici se duce deodată în dreapta când treci pe aici. Ia. Se duce deodată în dreapta dacă accelerezi prea tare. Aici gata, nu mai. Pe aici? Pe aici mergem? Pe aici mergem? Mergem până la șosea? Hai! Deci praf lasă ăsta roșu. Nici nu am cum să merg mai tare. Că mi-e intră praful în ochi și nu mai văd nimic. Deci nu uitați de tombolă. Like, abonare cu clopoțel, distribuiri la 5 prieteni și comentarii că vreau să particip. Deci nu se știe la ce videoclip o să extragem câștigătorul. Deci comentați la toate videoclipurile, l-ați văzut. Mihai a comentat la toate videoclipurile. A comentat la toate videoclipurile cu vreau să particip. Ați văzut cum a câștigat casca,
puteți și voi să câștigați un ATV ca ăsta galben, numai că e portocaliu. Același model, numai că altă culoare. Nu-i folosit, numai bun. Bun. Ieșim la cealaltă stradă, că oricum pe aici n-avem voie. Că avea numere, mergeam. Deci fel a crescut iarba pe aici. Față de cum era ultima dată, n-am mai fost de vreo două săptămâni, o săptămână, nici nu mai știu. Numai tiruri, microbuze, mașini, o grămadă pe aici. Hop. Ah, el a rămas acolo, ia să-l aștept. Ta-ta-ta-ta-ta. Bam-bam-bam-bam-bam. Bam-bam. Bam-bam-bam. Foa, dar ce frumos e. Eu, ce fel se vede aici. Praf, ATV, praf, eu. Gata, aici nu mai e prăpastie. Farurile? Da. Acum le-am închis. Da, frumos tare pe aici. Ia, oare câinele ăla mai e aici? A, cred că a plecat. Accelerăm în curbă, că nu-i bine de răstori. Bună, tati! De-aia au dat foc atunci. Dar și în poligon era la fel, ars tot și a crescut o grămadă de iarbă. Ce aici trebuie să-i dea? Ce aici ar trebui să-i dea cineva? Hai!
pe aici o luăm. Eu am crezut că o luăm pe acolo, pe unde dădeam eu 200. Prin față, pe acolo, pe la militari. Dar noi, de fapt, o luăm pe aici, pe la Kaufland. A, ba nu, o luăm pe drumul ăsta. Eu n-am claxonare. N-am. Claxonam și eu de 2-3 ori. Aici sunt câinii aia mari, prietenii mei. Semnalizarea. Semnalizarea. Nu mă aude. Uite câinele de care ziceam, prietenul meu. Și eu n-am semnalizare, iau. Dau din mâini dacă e. N-am eu nevoie de semnalizări. Ia, și acum pe unde? Hai, pe aici. Prin dreapta. Deci îmi place maxim cum întoarce TV-ul ăla roșu, ăsta roșu. Sau ăla albastru ce se-l întorcea. Eu pe aici, tu ai pe acolo, ne întâlnim poc-poc. Tetit! Tetit, tetit! M-ai și speriat. Ce-ai spus? Pentru ce? Că eu fac din gură. Titit! Titit, titit! Titit! Da? Nu știu. Cât e ceasul? Oare? Mă uit, mă uit. De atunci mă uit. Deci merită să vă luați una TV. E frumos de plin pe aici, prin câmp. Uite ce verdeață, flori crescute pe aici. Dacă nu vreți să vă cumpărați, aveți șansă să câștigați la tombolă. Opa, era să-i dau cu capul în frunzele alea. Dacă nu, puteți câștigați una TV. A 30.000 de abonați. Sau cine știe când îl dăm. Participați la tombolă, scrieți comentarii cum vreau să particip, distribuiți la 5 prieteni, like și abonare cu clopoțel ca să fiți notificați când extragem câștigătorul. Ați văzut Mihai, a văzut că suntem live, a primit notificare, a intrat, a câștigat. I-am trimis casca. Am plecat în a doua, mare greșeală. Trebuia să mă pun în a întâia și după. Din mers îi dau a doua. Așa se strică.
acum am învățat și eu să-i trag jocul, să trag benzina. Înainte nici nu aveam curaj să mor pe el. Când am intrat în gal cu el, vai lei, ce fel s-a auzit. Mereu când mă mai la filmare, încep să râd. Ce fel am intrat în gal. Foc! De acum îi dau 200 pe câmp. Sau când mergeam prin câmp și mergeam prin câmp și mi-era frică să dau pe dâmburi. De bea. Uite, așa mergeam cu el. În continuu apăsam pe buton. Nu, nu știam să țin apăsat. De când mi-era frică să merg cu ATV-ul. Făceam ăla albastru mic. Da. Aia e prima ieșire a ta, mă, cu ATV-ul. Sau când eram pe deal și mi-era frică să merg, apăsam în continuu pe butonul ăsta, țineam apăsat. Și acum dau 200. Dai plană, 200 e. Da. De unde știi ești, mă, acasă? Eu nu vreau să mai treci cu ăsta de acolo, ce-am făcut. Treci tu linia și eu mă duc în stradă, cu partea aia la altă? Pe la ruinile alea, pe la Kaufland puteai să treci. Ce facem? Ce facem? Da. Am ajuns și acasă. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să aprindeți clopoțelul, să fie negru cu de toate. Și să dați like, comentariu, vă abonați. Și cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!